Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Bună seara și bine te-am găsit la alături de tine. Normalitatea este un mit sau un adevăr? De fapt, ce este normalitatea? Oare ne simțim vinovați atunci când simțim că nu ne încadrăm în normele societății sau ale normalității? Răspunde în această seară Diana Vasile, psiholog principal, psihoterapeut, președinte Institutul pentru Studiul și Tratamentul Traumei și Sorin Lucaci, coordonator evenimente culturale. Numele meu este Alina Ilioi Mureșan și te invit ca și în această seară să lași întrebările tale intrând pe Facebook sau YouTube A7 TV. Trăiește viitorul la alături de tine! Am revenit în platou, dragii mei, și așa cum v-am obișnuit, puteți să ne urmăriți la televizor. Suntem pe toate rețelele de cablu din România. Dacă încă nu ne-ați găsit, dați o reconfigurare, A7 TV și acolo suntem. Și de asemenea, ca de obicei, așteptăm întrebările voastre, chiar și părerea voastră despre subiectul nostru din această seară, intrând pe Facebook sau YouTube A7 TV în live, așa cum v-am obișnuit. Și avem și o veste și mai bună, începând de săptămâna viitoare, așa cum eram obișnuiți noi la alături de tine, veți putea interveni live, adică să citesc chiar în direct, întrebările voastre, comentariile voastre, veți și putea suna în direct dacă doriți să vă auzim și vocea și să interacționați cu invitații mei din fiecare seară. Însă până atunci, așa cum v-am obișnuit, voi lăsați comentariile, iar eu le citesc în timpul live-ului, dar acasă, nu în direct, așa cum v-am obișnuit la televizor. Să vă prezint și invitații mei din această seară. Este vorba de Sorin Lucaș, deja este un prieten de-al nostru aici la alături de tine. Bună seara! Mulțumim pentru invitație! Cu mare drag. Și este vorba de Diana Vasile. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag. Iată, am zis că pe Diana Vasile o las spre final, deoarece sunteți sau ești, că am zis că vorbim la per tu. Exact. Aici suntem prieteni. Ești pentru prima oară la alături de tine și așadar ne-ar face plăcere să te cunoaștem mai bine, să știm câte ceva despre tine. Da, sunt psiholog, psihoterapeut și am o expertiză într-o zonă mai puțin familiară publicului și anume psihoterapia traumei. Asta înseamnă că m-am ocupat din totdeauna, adică mai bine de 25 de ani deja, de sprijinul oamenilor care au traversat experiențe dificile de viață, experiențe care au modificat modul lor de funcționare, modul lor emoțional, modul lor de gândire, modul de comportament și datorită acestor modificări interne se confruntă cu dificultăți în viața lor. Nefericire, dificultăți relaționale, complicații în sfera bolilor și simptomelor somatice de orice tip, dificultăților de reușită în diverse arii de viață și atunci cumva expertiza mea și ceea ce pot oferi astă seară telespectatorilor este cunoașterea și practica mea în zona recuperării, ameliorării și a ceea ce în general numim vindecare emoțională, dar și fizică, adică a conexiunii între psihic și corp. Îmi place foarte mult acest subiect, mai ales că noi chiar ne concentrăm aici pe soluții. Ne place foarte mult să găsim răspunsul la întrebări și când telespectatorul a închis televizorul să spună am învățat ceva în această seară și știu ceva, cum poate să mă raportez la ceva anume sau ce se întâmplă cu mine. Exact. Pe lângă tot ceea ce ai menționat, știu că ai scris și prefața unei cărți care urmează să fie lansată aici în România. Da, cea mai proaspătă scriere. Cea mai tare carte a anului. Da, este o carte minunată în primul rând. Sigur că am avut privilegiul să o citesc înainte de a o oferi publicului. Este o carte care, dacă cineva nu a citit nicio carte de acest autor până acum, apoi va fi extrem de surprins și nu că va învăța. Se vor deschide multe porți și cu siguranță se va produce și o transformare alături sau ca urmare a acelei învățări, ca urmare a acelei informații. Este o informație despre sine, despre cei din jur și despre ce înseamnă a fi normal. De altfel, este o întrebare pe care foarte mulți oameni și-o pun. În practica mea, aproape fiecare mă întreabă, dar e normal ce simt? Dar e normal ce mi se întâmplă? Dar e normal cum sunt? Dar voi mai fi vreodată normal? Adică sunt întrebări cu care toată experiența mea profesională m-am confruntat și oamenii au ajuns să-și răspundă până la urmă. Iar Gabor Mate, cel care a scris această carte referitoare la mitul normalității, traumă
vindecare într-o cultură toxică, cum este titlul cărții, deci Gabor Mate ne povestește demersul său personal, demersul său profesional și ne ghidează pe fiecare dintre noi să înțelegem ce se întâmplă cu noi la nivel fizic, fiziologic, de ce suferim de o anumită patologie și nu mai suntem normali, de ce răspunsurile le vom găsi uitându-ne în primul rând în noi înșine și nu în ceea ce societatea promovează ca fiind normal, ceea ce societatea din punct de vedere al profesiilor, din punctul de vedere al reclamelor, din punctul de vedere al principiilor de viață cotidiană. Și atunci, pentru mine, asta înseamnă o valoare extraordinară și mă bucur foarte mult că editura Herald poate să ofere această carte publicului român. Deci, în cât timp o să putem să citim și noi această carte și putem să ne delectăm cu ea? Câteva zile. Câteva zile, repede. Câteva zile, 3-4 da. Zile, 5 zile trebuie să vină de la tipar. E în cuptor. E în cuptor, exact. Mitul normalității, trauma, boala și vindecarea într-o cultură toxică, Gabor Mate, prima carte scrisă în colaborare cu fiul său, Daniel Mate. La editura Herald au mai apărut și Gabor Mate a venit în urmă cu 4 ani tot la invitația Dianei Vasile și a ISTT. La vremea respectivă am lansat cartea Prizonier pe tărâmul fantomelor înfometate, o carte despre comportamente adictive, despre adicții, despre dependențe și noi am mai discutat în alte emisiuni despre dependențe. El, într-o carte destul de stufoasă și foarte consistentă, foarte informațional. El abordează subiecte și zona aceasta de dependențe și zona bolilor, cum apar, care sunt cauzele bolilor, relația dintre traume și emoțiile neprocesate, cum îți spuneam înainte de a intra în emisie și anumite boli care apar la femei în jurul vârstei de, nu știu, 40-50 de ani cu care se confruntă femeile. Se duce chiar și în zona socialului, dacă este să vorbim despre standarde impuse de societate, această cultură toxică, societate toxică în care noi trăim, chiar și în zona politicului. Deci este o carte extraordinară pe care o recomand cu mare drag și Diana ne va spune mai multe și despre faptul că Gabor Mate revine în România pe 16-17 octombrie într-o conferință la București, conferința Normala Normal, unde fizic va fi lansată și cartea Mitul Normalității. Așadar, iată, un prilej, un dublu prilej de bucurie și revenirea lui Gabor Mate la București și această carte. Lansarea cărții, da. O așteptăm cu mare drag, așadar, dragii mei telespectatori, nu va dura foarte mult până când vom putea să o citim și noi, însă partea bună este că acum, în această seară, iată în fața mea pe cei doi și știți foarte bine că eu nu mă las până când nu aflu ceva așa din carte, în premieră, un răspuns la ceva, așa că suntem primii care o să știm câte ceva despre mitul normalității. Am început eu această ediție și întrebam, dar ce este de fapt normalitatea? Pentru că tot vorbim de un mit al normalității, ar trebui să vedem dacă avem o definiție a normalității. Sigur. Cred că ăsta este un aspect foarte important. Să ne întrebăm de fiecare dată cine zice și de unde știe persoana respectivă că în cazul acesta normalitatea este asta. Și pentru noi în știință, normalitatea are cu siguranță două nuanțe și noi cei din ariile științifice, indiferent de unde venim, suntem atenți când folosim acest cuvânt. Adică îl folosim cu grijă, nu îl aruncăm așa toată ziua, bună ziua, în limbajul nostru, pentru că normalitatea are pe de-o parte o conotație de medie, adică undeva mediocru. Medie mai degrabă decât mediocru, dar cu apropiere către mediocru, în sensul că media standard, da? O majoritatea populației se așează undeva la mijlocul unor valori și există niște abateri, așa cum inteligența este medie și este împrăștiată în populație la un nivel mediu și după aceea apar abaterile, evident, în stânga retardul intelectual și în dreapta inteligența superioară, genialitatea. Da? Și atunci, dacă ești un individ cu o inteligență normală, desigur este de bine în niște contexte, mai puțin bine în alte contexte, deci sigur e bine să fii normal din punctul ăsta de vedere, dar nu este o garanție că normalitatea
te salvează în orice situație. Al doilea sens al cuvântului normal este întâlnit frecvent în mediul meu. Și atunci ceea ce este familiar mie, lucrurile cu care am crescut, lucrurile cu care m-am obișnuit, devin normale. Nici de cum medie, nici de cum funcționale, nici de cum de ajutor pentru mine, ci pur și simplu faptul că le cunosc. Și atunci, în general, oamenii obișnuiți înțeleg normalitatea ca ceva ce au văzut pur și simplu în fiecare zi. Și începe să li se pară normal. Și atunci, evident că noi specialiștii atragem atenția că nu aceea e normalitatea, mai ales în ceea ce privește trăirile proprii, funcționarea proprie, gândirea și capacitatea de a lua decizii. Când îți bazezi toate acestea pe ceea ce este în preajma ta și îți formezi un standard de acolo, nu mai este avantajos. Da, pentru că ne se transmite de când suntem mici că e normal să faci așa, sigur, e normal să procedezi așa și e normal să simți așa. Exact. Iar când ajungi într-un punct în care poate că nu te încadrezi în acel tipar și pentru tine nu este neapărat normal, ci vrei o altă cale sau vrei poate o altă modalitate, cred eu că aici intervine și vinovăția și simți că ai, sigur, o problemă, că ceva nu este în regulă cu tine. De aici întrebarea asta, dar oare este normal ce simt? Dar este normal ce fac? Da. Pentru noi psihologii și dacă veți citi cartea lui Gabor Mate, o să vedeți răspunsuri foarte bogate din punct de vedere al științei care stă în spatele răspunsurilor, tot ceea ce simțim este normal. Tot ceea ce simțim este normal, pentru că avem capacitatea de a rezona cu ceea ce ni se întâmplă. Adică dacă eu m-aș așeza pe un scaun care nu este confortabil și aș simți disconfort și aș începe să mă doară spatele, este normal să simt durere? Este foarte normal să simt durere. Este foarte normal să simt durere. N-ar fi neapărat normal să stau în continuare. Uh-huh. Dar noi suntem învățați că durerea face parte din viață. Și atunci deciziile în conformitate cu ceea ce simțim este o altă poveste pe care avem nevoie să o înțelegem în conformitate cu structura noastră și cu nevoile noastre. Ori nu știu exact cât timp am petrecut fiecare dintre noi să învățăm despre nevoile pe care le avem. Și aici o să vin un pic în întâmpinarea ceea ce a spus și Sorin mai devreme. Institutul nostru funcționează de 12 ani în România, este primul de altfel și singurul institut dedicat înțelegerii funcționării psihice în condiții de funcționare sănătoasă și în condițiile stresului intens și al traumatizării. Și atunci funcționarea noastră e foarte diferită în astfel de contexte. Și promovăm această cunoaștere, promovăm această ameliorare personală a propriei vieți a celor din jur. Și în cadrul acestor programe de formare a publicului larg și de formare a specialiștilor, l-avem invitat pe Gabor Mate. Și sigur, ne bucurăm că este a doua oară, așa cum Sorin spunea, el și-a dorit să revină și partea frumoasă și așa, dincolo de ceea ce o să înțeleagă lumea din carte, el era la București când a semnat contractul pentru scrierea acestei cărți, pentru că a avut ideea aceasta în urmă câțiva ani, să pună toată cunoașterea sa în această carte și iată, nu întâmplător, desigur, știam că urmează să promoveze această carte sau să o scrie și am păstrat legătura în timpul acestor 4 ani și reușim, iată, să-l aducem pe Gabor Mate imediat după ce și-a lansat această carte și Bucureștiul este al doilea loc, din câte știu, Londra fiind primul loc unde vorbește despre această temă a normalității. Și o altă temă care este importantă, tot legată de normalitate și tot de ceea ce spuneai tu mai devreme, care este normalitatea în relația dintre părinți și copii. Mm-hmm. Ce înseamnă să-ți crești un copil normal? Ce înseamnă să fii un părinte normal? Ce înseamnă să ai o relație normală în familie? Toate acestea sunt subiectele întâlnirilor noastre din 16 și 17 octombrie. Felicitări pentru că, iată, ai reușit să-l aduci aici, da, în România, pe Gabor Mate. Este chiar o onoare, consider eu, pentru România și sper să conștientizăm acest lucru. Pentru că, într-adevăr, cunoașterea pe care o are și faptul că și împărtășește cu noi, da, mi se pare fenomenal acest lucru. Împărtășește și dificultățile, împărtășește și câștigurile. Și asta este, exact cum spuneai, onorant pe de-o parte, generos. Și cred că fiecare avem de învățat din această generozitate și acest parcurs. Da, așa că, dragii mei telespectatori, fiți cu ochii și pe noi, dar și urmăriți să vedeți
Când se lansează cartea lui Gabor Mate și de asemenea când vine în România, va fi și cu participarea publicului? Sau? Participarea publicului, da, este posibilă. Din fericire și din păcate în același timp pentru mulți dintre spectatorii, toate biletele din sală s-au vândut, dar există posibilitatea de a participa online. Și pentru cei care sigur l-au mai văzut pe Gabor, știu cât de valoroasă este și această participare. Pentru cei care mai au încă o îndoială, îi invit să se uite pe YouTube. Uh-huh. Are foarte multe materiale gratuite și pot să aibă deja o primă experiență emoționantă cu stilul lui de interacțiune, cu stilul lui de povestire, și o să înțeleagă de ce participarea, chiar și în variantă online, oriunde în lume este acest om, atinge sufletul, atinge mintea și provoacă un plus de învățare și de creștere. Făcând o glumă, chiar mă gândeam, cred că zilele trecute, nu mai știu cu cine vorbeam, și zic, dacă ai fi luat sala Palatului, care da, nu știu câte locuri are, așa, dacă luai sala Palatului, eu cred că aproape se umplea sala Palatului, da, pentru că, iată, biletele deja s-au terminat și mai sunt până la conferință încă două săptămâni și un pic. Da, s-au vândut cu o lună înainte. Sigur, a fost o discuție apropo de ce sală să luăm. Sigur, aici intervine și o chestiune tehnică de organizare. Nu foarte multe săli ne-au și răspuns la solicitările noastre, pentru că, iată, nu este atât de cunoscut chiar tuturor. Dar în același timp am ales o sală cu care noi avem foarte multe, cea de la Ramada Nord, cu care avem o colaborare foarte bună. Ne asigurăm de o experiență transformativă. Și aș vrea să pun accent pe acest lucru. Nu este o experiență în care te duci ca la un spectacol. Adică noi nu transformăm din ceea ce are de oferit Gabor Mate un spectacol uman. El nu este într-un show personal acolo. El este într-o experiență în care fiecare om din public și din audiență are nevoie să facă o călătorie interioară și o transformare interioară. Asta înseamnă că ne interesează condițiile. Da? Și e important pentru mine să subliniez acest aspect, că întâlnirea cu Gabor Mate nu este un spectacol. Nu este dedicat oricui vrea să-l vadă pe el. Uh-huh. Este dedicat oricui vrea să se întâlnească pe sine, stând de vorbă cu el și în prezența sa și el împărtășindu-și cunoașterea. Ceea ce este, din punctul meu de vedere, o precizare importantă. Da, într-adevăr, mai ales că ce mă bucură foarte mult e să observ că există și în România tot mai mult această sete de cunoaștere de sine și de transformare interioară și acesta este un lucru minunat, chiar și îmbucurător, pentru că, iată, știm că o să avem în jurul nostru oameni cât mai normali, că tot vorbeam un an despre acest cuvânt. La un moment dat s-a menționat de nevoi, cred că tu, Diana, ai zis de nevoile noastre, că dacă nu le identificăm, s-ar putea să trăim toată viața cumva neîmpliniți sau frustrați. Nu vorbim aici de nevoi fizice, îmi imaginez eu, da? Sigur, putem să vorbim și de nevoile fizice, dar cred că o parte dintre nevoile fizice sunt destul de cunoscute oamenilor. Și ca să fac o provocare, întrebând des în prelegerile pe care le țin sau în cursurile pe care țin studenților, ca în calitatea mea de cadru didactic, îi întreb, ce ați înțeles voi? Cum ați auzit că gândește lumea? Ce are nevoie un copil? Mai degrabă, da? Hrană sau mai degrabă atingere? Și evident, lumea spune, păi normal, hrană. Și am spus, ok, uite, hai să vedem ce ne arată știința. Știința ne arată că prima nevoie fundamentală este nevoia de contact fizic. Și un copil, dacă nu are această nevoie de contact fizic, nu mai procesează mâncarea. Adică își modifică modul în care se hrănește. Lucrul acesta este puțin cunoscut, este bine documentat de știință și, iată, ca să mă întorc la subiectul pe care l-ai lansat, nevoile emoționale, nevoile relaționale sunt cele care ne modelează fiziologia și modul de funcționare al corpului. Ca să înțelegem asta, avem nevoie să ne mutăm de la aolo, trebuie să-i asigur copilului meu hrana cea de toate zilele, condițiile pure de supraviețuire, și poate am nevoie să-i asigur copilului meu o dezvoltare emoțională relațională în timp ce îi dau de mâncare, în timp ce ofer o casă, în timp ce ofer o educație.
Știi că vorbeam noi în alte emisiuni legat de faptul că în anii 60, 70, 80 părinții ne-au crescut pe modul supraviețuire și așa au fost educați. Celebrele vorbe, ai un acoperiș deasupra capului, ai cu ce să te îmbraci, am luat haine, rechizite, cărți, tot ce trebuie. Ai absolut tot, hrană tot. Sarcina ta nu este decât să înveți, da? Da. E, normal că părinții, neavând atunci această educație parentală pe care o avem, iată, cu ajutorul parentingului și a cărților de parenting în ultimii 10, 15, 20 de ani, acum există această deschidere. Ia mă să văd copilul ăla, are, care sunt nevoile lui? Sunt doar nevoile alea bazice din piramida lui Maslow? Sau care mai sunt? Că e și nevoia de apartenență, am mai discutat, nevoia de relaționare. Deci sunt multe nevoi din zona aceasta psihoemoțională pe care părinții nu au, cel puțin părinții noștri, n-au știut să umble la ele. Și aș continua ideea ta spunând de nevoia relațională, nevoia de apartenență care generează securitate. Da. Și acest element este foarte important. Una dintre cele mai importante nevoi ale noastre, și nu intru în detalierea a ceea ce înseamnă pachetul larg de nevoi, înseamnă să obții sentimentul de securitate și liniște. Ori în educația pe care noi am primit-o, cel puțin în generația noastră, în niciun caz liniștea și securitatea nu erau urmărite de părinții noștri, ba dimpotrivă, se considera că frica păzește bostanii și atunci educația era bazată pe frică. De pentru care astăzi avem o generație de părinți care vor să schimbe lucrurile, însă în ei există foarte multă frică în continuare. Și atunci, deși încearcă variante noi, mulți dintre ei obosesc, sunt epuizați și se întreabă unde greșesc. Exact. Pentru că fac tot ce trebuie bine. Și aici, sigur, experiența din nou de practică și de întâlnire cu o mulțime de oameni de toate tipurile, de toate lumile, pentru că n-am lucrat doar cu populația românească, mi-arată că dacă noi nu înțelegem modul profund de funcționare, adică cel modificat, de care spuneam, modificat în urma experiențelor noastre anterioare, e foarte greu să producem modificări, pentru că ideile nu se aplică automat în practică, doar pentru că ai o idee bună. Da? Adică așa cum aș zice că eu, dacă am o vioară bună, mă apuc să și cânt. Da. Da? Și pentru că știu și notele. Acum mă apuc să cânt. Nu. Sau dacă știu foarte bine să cânt și nu am vioara acordată și nu cunosc vioara pe care o am, automat o să iasă o simfonie minunată. Nu are cum. Deci nu e o învinovățire, e doar o explicație pe care încercăm să o aducem oamenilor. Și ai atins fix subiectul pe care tot doream și eu să-l lansez, și anume că, ok, noi ca și părinți am înțeles, poate într-un fel sau altul citind, de ce anume au nevoie copiii noștri. Da. Dar urmează practica. Și chiar voiam să lansez această întrebare. Poate un părinte să ofere ceea ce are nevoie un copil dacă acel părinte la rândul lui nu și-a alimentat și el nevoile? Pentru că părintele tot este om, e adult, nu mai e copil. Dar este om, exact, și are și el nevoi. Are, iată, frică în interior. Va putea părintele, dacă nu lucrează la el însuși, să ofere copilului ceea ce are nevoie? Sigur, va putea, dar rezultatele nu vor fi la fel de valoroase sau la fel de crescătoare sau la fel de hrănitoare pentru copil, cum ar fi în condițiile în care ar lucra asupra sa. Al doilea lucru, poate mai degrabă anumite aspecte care sunt mai reglate, mai așezate, mai eficiente și mai puțin altele. Sigur că nu aș vrea să înțeleagă nimeni din ceea ce spun eu că un părinte trebuie să ofere tot. Nici vorbă. Dar dacă ar fi să alegem dintre toate lucrurile pe care am vrea să le oferim unui copil, aș alege securitatea și disponibilitatea la transformare, creștere, învățare. Acestea două sunt foarte strâns legate. Adică un copil învață mult mai ușor, evident și un adult învață mult mai ușor, dacă se simte securizat, dacă se simte acceptat, dacă se simte respectat. Da? Și noi, nu doar copiii, avem nevoie să ne simțim acceptați. Apropo de întrebarea, sunt normal? Da. Să plecăm de la premisa că așa cum suntem este cea mai bună formulă pe care noi, cu cunoașterea, cu experiențele, cu posibilitățile pe care le-am avut, le-am găsit.
cea mai bună formulă. A, că nu este suficientă, asta este adevărat. Și atunci de aici am o oportunitate de învățare, de explorare, de transformare. Și caut atât în exterior răspunsuri, dar caut și în interior. Și asta e diferența. Și atunci încurajez părinții, de fapt încurajez pe toată lumea, da? Părinții, vine să spunau, poate dintr-un punct de vedere par să aibă mai multe motive, dar nu e neapărat așa. Îi încurajez să nu mai caute răspunsuri doar în exterior, să nu mai încerce să modifice copilul, să-l învețe pe copil, să-l educe pe copil, ci îi învăț să caute răspunsuri și în interior, pentru că imediat cum găsesc răspunsul în interior, imediat transformă în bine în exterior cu copilul. Asta cred că se întâmplă în majoritatea cazurilor, chiar și dacă un adult nu este părinte, pentru evident, că de multe ori, când poate avem o stare așa, nu putem descrie, poate că o fi nervozitate, agitație, nu putem să o descriem, ne uităm în exterior. De ce mă simt așa? Cine m-a deranjat? Sigur. Sau ce se întâmplă în jurul meu? De cele mai multe ori, cred că așa ca o ultimă soluție e aceea, hai să privim și în interiorul nostru, sigur, să vedem ce se întâmplă acolo. Sigur, sigur, paiul din ochiul nostru. Mai mult aș zice, Alina, faptul că vorbim într-adevăr nu de cei care sunt părinți, haideți să vorbim de cei care nu sunt părinți. Și aici să împărțim așa doar de dragul ușurătății înțelegerii în cei care poate vor avea copii și cei care nu o să aibă niciodată. Cei care au copii de foarte multe ori aleg să aibă copii tocmai ca să se liniștească. Adică, sau să fie și ei normali. Să ajungă și ei în sfârșit în normalitate. Să ia și pe ei în seamă cineva. Sau varianta pe care am întâlnit-o des, să iubească și pe ei în sfârșit cineva. Pentru că, într-adevăr, așa cum te iubește un copil, s-ar putea să nu fi simțit niciodată. Ori asta în sine arată cât de important este ca orice persoană să învețe să emane sănătate și funcționalitate înainte să-i ceară altcuiva să aibă grijă de el. Pentru că în contextul acesta cei care vor avea copii vor avea mari așteptări de la copiilor. Și suferința lor că acel copil, evident, este o persoană diferită, este o persoană cu funcționalitate diferită, este o persoană care depinde enorm de tine, îți dai seama ce încurcături apare. Copilul depinde de tine, eu depind de copil să fiu bine și ne ajungem într-un cerc vicios extrem de tensionant. Și atunci mulți părinți care sperau că atunci când vine copilul, viața lor va fi în sfârșit plină, în sfârșit frumoasă, în sfârșit grozavă, ajung în niște situații foarte, foarte, foarte tensionate și evident fricile lor cresc, evident disfuncționalitățile lor cresc. Iar cei care nu vor avea copii niciodată, poate că se vor întâmpla, se vor întreba tot timpul dacă sunt suficient de normali, dacă nu cumva viața a fost nedreaptă cu ei. Sau poate că ei au fost în neregulă, dacă nu și-au dorit, n-au acționat, n-au făcut, n-au și poate că își ratează oportunitățile de dezvoltare în forma lor. Nu e o normalitate să ai copii, nu e o normalitate să n-ai copii, e o normalitate să funcționezi bine, sănătos și să construiești relații bune și stimulative pentru cei din jur. Deci iată cât de mult contează să vorbim despre normalitate, mai ales că noi români avem o vorbă, când ceva e și normal, întrebăm, când vrem cumva să jignim pe cineva, întrebăm, măi, tu ești normal, ar fi interesant să luăm, să ne gândim ce vrem noi să transmitem prin această întrebare, dar cu altă ocazie, pentru că acum aș vrea să vorbim puțin și despre stres, pentru că știu că la fel și în cartea lui Gabor Mate se află și acest capitol, ne tot plângem de stres tot mai mult, se discută despre el, vrem să vedem, stresul poate fi nociv, este doar nociv sau poate fi și așa și așa? Care începe? Uite, eu scurt și o las pe... știm că există două forme de stres. Distres și eustres. Stresul bun și stresul mai puțin bun. Avem nevoie de stres, cum spune și Gabor Mate. Nu putem trăi fără stres sau fără starea aia de vigilență. Și am dat eu exemplu cu trecerea străzii. Da? Te uiți să vezi, dacă nu vine vreo mașină, ești atent, da? Pentru că e vorba de siguranța și de viața ta. În momentul în care stresul se cronicizează, eu știu că vorbim de burnout, că vorbim de muncă multă, că vorbim de task-uri, de sarcini, ba acasă, ba la servici, foarte, foarte, foarte multe, normal că atunci stresul sau stresul la care suntem supuși, apropo de normalitate și de normele impuse de către societate,
cuvântul normalitate are ca rădăcină norma, da? E, atunci vorbim de un stres care ne influențează negativ starea de bine, starea de sănătate, integritatea noastră fizică și așa mai departe. Deci, cam asta este cu stresul. De ce e important să cunoaștem lucrurile acestea? În primul rând, și asta aș vrea să, apropo, să învețe telespectatorii astă seară, în primul rând că stresul este un răspuns al organismului. Stresul nu e ceva din exterior. Stresul este un răspuns al organismului. Ca orice răspuns, ar trebui să fie situațional, adică când se întâmplă ceva. Asta înseamnă că stresul este realmente un răspuns bun, adaptativ. Când mă pune pe mine într-o situație în care fie modific mediul dacă nu mi este prielnic și l-așez astfel încât să ajungem la un echilibru bun între noi și eu și mediul să fim în regulă, da? Adică, de exemplu, ce facem noi acum, avem niște subiecte, le așezăm, discutăm, acționăm astfel încât să fie, să fim cu toții în regulă. Da. Da? Și este un stres activ, este acel eustres, acel stres care ne pune într-o poziție funcțională pozitivă. Și avem acea situație în care trebuie să mă modific eu. Da? Mă uit în dreapta, cum spunea, da? Mă uit în stânga, da? Mai aștept, trec mașinile, da? Și atunci mă modific eu, nu pot să modific mediul și voi acționa când există o oportunitate. Iarăși este un stres pozitiv, iar este un stres bun. Da? Modific în interior, modific în exterior. Sau mă îndepărtez. Dacă e un loc în care nu mă simt confortabil, plec, mă îndepărtez, evit. Da? Și asta, și asta e stresul acut, l-am mai numit noi. Adică punctual pe o situație. Însă, dacă mediul nu se modifică, eu nu mă modific, eu nu plec, eu nu, da? Nu apelez, după cum vedem, la flexibilitate și insist să rămân într-un mediu care nu mi este prielnic, atunci organismul este obligat să apeleze la un alt tip de răspuns și se construiește ceea ce noi numim stres cronic. Asta înseamnă că el face modificări profunde. Eu nu fac modificări, cum spuneam, mai stau un pic pe stradă să treacă mașinile și după aceea trec. Da? Este ca și când pe mine m-ar uita cineva în stradă, m-aș uita disperat că trec mașinile și aș rămâne în permanentă atenție, dar eu n-apuc să trec pentru că așa e strada. Și o să spun într-o bună zi, păi așa e strada mea, eu n-am pe unde să trec. Rămân cu nivelul de vigilență crescut, cu sistemul activat, da? Pentru că asta înseamnă o activare neurofiziologică, asta înseamnă că tot corpul meu, da? Toate celulele, toate organele, tot creierul funcționează într-o stare de alertă continuă. Acesta e stresul cronic, iar acesta duce la perturbări semnificative pe termen lung în sfera sănătății noastre, a tuturor organelor, că n-are sens să o luăm pe bucățele în carte, da? Oamenii o să întâlnească exemple concrete. Da? E, când acest stres cronic ni se întâmplă să fie din perioada copilăriei, chiar din perioada intrauterină, cu mame stresate, anxioase, femei care trebuie să traverseze perioade de stres cronic, e atunci corpul nostru se formează deja pe aceste mecanisme, ceea ce nu ne avantajează deloc și pune bazele unor boli de lungă durată, cele mai multe se numesc boli autoimune. Asta înseamnă că însăși organismul este obligat să meargă și împotriva lui. Adică noi nu ne folosim capacitățile lui de dezvoltare și creștere, noi îl întoarcem pentru că nu-l mai... Îl transformăm în propriul dușman. Exact. Și atunci, da, tipicul pentru bolile care presupun întoarcerea corpului împotriva sa, se numesc boli autoimune. Și asta ca să vedem o primă legătură între fizic și psihic, între modul în care stresul ne afectează, iar noi ajungem să credem că așa suntem normal. Așa suntem noi de când ne știm. Da. Și dacă așa suntem noi de când ne știm, evident că nu putem să facem transformări. Și nu e nicio problemă. Dar este o eroare. Da. Este o eroare, nu e adevărat. Aș vrea ca telespectatorii să știe. Nu este adevărat, nu există că nu se poate schimba. Se poate schimba, nu știm cât, nu știm până unde, da? Și cu siguranță ne trebuie un efort cu noi înșine. Există simptome ale stresului cronic, adică pe care să le putem observa cu ochiul liber? Poate cineva vrea să facă o analiză. Oboseală accentuată și
somnul nu-și mai face treaba lui recuperatorie. Asta în condițiile în care dormim. Adică ne trezim obosiți. Exact, ne trezim obosiți. Asta dacă dormim. Pentru că tulburările de somn sunt unul dintre cei mai puternici indicatori. Deci tulburările de somn de orice tip, că nu adormi, că te trezești în timpul nopții, că te trezești coșmaruri, că te trezești și nu mai adormi la loc, că nu te trezești odihnit. Deci toate aceste tulburări de somn. Stare de apăsare, de greutate, de ceață mentală, emoționalitate scăzută sau ridicată, sau variațiuni, treci de la apatie la oscilații, da. Impulsivitate accentuată, da? Dificultăți relaționale, pentru că oamenii încep să te obosească, nu mai ai răbdare cu ei, da? Deci aceasta are cu nervozitate, iritabilitate, da? Sau, pentru că încerci să le astupi pe toate acestea, încerci să fii cea mai drăguță persoană din lume. Și ești cel mai drăguț cu toată lumea. Și îți spui, dar nu pot să-l las pe celălalt. Celălalt devine aproape un salvator și persecutor în același timp. Pentru că nu poți fără el, dar nu poți nici cu el, pentru că ești permanent rupt între tine și celălalt. Deci astea sunt câteva semne ale stresului cronic. Și desigur, bolile cronice pe care noi tot timpul le avem. Iată, dragilor, chiar mă bucur tare mult că am menționat câteva dintre semne, pentru că ați avut ocazia, poate să vă faceți așa o analiză și dacă v-ați regăsit, să apeleați la specialiști. Stresul nu dispare de la sine, am un stres cronic, m-am dus o zi, două cine la mare și gata, da? Cine-i sine? De la cine să dispară? Deci nu, mergem la specialist. Și ne uităm la noi, pentru că mersul la specialiști fără mine, da, fără sine, da, nu funcționează. Adică aș vrea să spun și acest lucru. Deci când mergi la specialist, că mergi la medic, că mergi la psiholog, că mergi la sală, ar fi bine să te duci cu tine însuți. Și să colaborezi cu specialistul. Deci să nu ne uităm pe noi acasă. Iată, am vorbit despre stres, am mai văzut în, am citit așa câte ceva, a avut bunăvoință să-mi trimită Sorin acolo câte ceva puțin, din carte, acolo un pic așa, un mic preview și am văzut ceva notat și despre traumele copilăriei și pentru că tot am vorbit și despre copii, părinți, am vorbit despre stres, s-a menționat și de faptul că unii copii se nasc cu stres cronic, asta pe mine e o informație pe care nu o știam neapărat așa bătută în cui acum parcă m-a trezit puțin mai mult și la realitate, pentru că mi se pare dureros și greu pentru acei copii. E dureros și greu și pentru acei copii, este dureros și greu pentru acei părinți, este greu și dureros pentru educatori, pentru că acei copii vor ajunge la școală într-o bună zi sau la, mă rog, în mediile de grădiniță, de școală, de facultate și începe să devină greu pentru multă lume. Și acești copii au tot aceleași semne pe care le-am menționat? Da, agitație multă. Da. Uite că vorbea Diana de agitație și mi-a venit instant gândul altă carte a lui Gabor Mate. Da. Minții împrăștiate, da, unde vorbește despre ADHD. Minunată. Da? Minunată carte. Agitație, neastâmpăr, deranjează orele. Da, deci copiii poznași, zicem noi. Da. Poznași sau neatenți. Copiii neatenți. Copiii cărora trebuie să stai tot timpul să le spui ce să facă, să te uiți tot timpul după ei, să vezi că și-au uitat lucrul acolo, că nu stateți dincolo, că se mișcă dintr-o parte într-alta. Sau nu se mișcă dintr-o parte într-alta, dar pur și simplu visează prea mult. Sau copiii care parcă nu se bucură foarte tare. Copiii care obosesc foarte repede. Deci, cartea aceasta, Minți împrăștiate, aș zice că este o carte de căpătâi pentru părinți, aș zice chiar pentru proaspeții părinți, pentru că găsesc acolo câteva repere și de ce să nu facă și de ce se poate face dacă cumva se regăsesc acolo. Sigur, nu orice copil neastâmpărat este un copil cu tulburare de atenție sau cu tulburare de atenție și deficit de activitate sau hiperactivitate, cum o numim noi, dar e bine de plasat un pic. În primul rând, pentru a recunoaște copiii din mediu, pentru că sunt foarte mulți copii acum cu această manifestare și sigur cineva care poate ar diminua importanța aceasta ar zice, e bine acum că sunt toate diagnosticele posibile și aruncăm cu diagnostice în dreapta și în stânga. Cu siguranță se poate întâmpla și acest lucru, dar în același timp este și faptul că tot ce înseamnă procreere și creșterea copiilor, asta se face în foarte mare stres, adică în foarte mare
discrepanță între ce avem noi nevoie ca și creștere și dezvoltare și ceea ce ni se oferă în mediu. Asta e important. Mi-a făcut semn colegul meu că mai avem 4 minute, el mi-a zis 3, eu am zis 4. Da. Și am rămas șocată pentru că nu mi-a venit să cred, eu mai aveam cum gata, că mai am încă 20-30 de minute, înseamnă că trebuie să mai veniți, eu pentru că chiar mă pregăteam acum, începeam subiectul. Așadar ar trebui să facem o concluzie acestei serii, deși nu mi-aș dori, chiar eram pregătită aici, însă să facem o concluzie acestei serii, fiecare pe rând, așa câte un minut jumătate, două. Încep eu. În primul rând aș vrea ca telespectatorii să știe că stresul reprezintă un răspuns al organismului, că acest răspuns se poate modifica în principiu la orice vârstă. Sigur, vindecarea, ca să-l și citesc pe Gabor Mate, vindecarea nu e garantată, dar este disponibilă. Este disponibilă tuturor. Cu condiția să ne uităm la noi înșine, să ne lăsăm ghidați corespunzător de un specialist, de un prieten, de un om care ne poate arăta drumul către noi înșine și către resurse. Al doilea lucru, că există resurse disponibile, există filme înregistrate cu specialiști, există cărți scrise de specialiști, există evenimente dedicate transformării. Sigur, Gabor Mate este unul dintre ele și vorbim despre el aici, dar nu este singurul. Și în același timp este o informație pe care aș vrea să o dau din nou, că depinde de noi. Și una dintre aspectele normalității este asta, că depinde de noi în aceeași măsură în care depinde de celălalt. Mulțumim. Eu aș, ca mesaj, aș recomanda cartea în primul rând, Mitul Normalității, și nu numai cartea Mitul Normalității, și celelalte cărți ale lui Gabor Mate, pentru că în aceste cărți noi vom găsi în Gabor Mate, cel puțin este părerea mea personală, nu doar un autor, nu doar un medic cu 40 de ani de experiență, nu doar un psihoterapeut, ci mai ales un prieten, pentru că el are și un stil confesiv sau autoconfesiv al cărții, scrise cu multă, toate cărțile, scrise cu multă blândețe, empatie și multă compasiune, dacă stăm să facem referire și la programul lui Compassion Inquiry, pe care mulți psihoterapeuți români l-au urmat și cred că de asta iubește și publicul din România, Gabor Mate. Deci cărțile sunt foarte importante și acolo găsim cumva mărturisirea lui de credință. Vorbește în Minți Împrăștiate și despre faptul că el a avut ADHD și mi se pare unul dintre copii. De asemenea că el în cartea Petronul Fantomelor Fometate vorbește despre dependențe, el însuși fiind dependent, și noi am mai discutat treaba asta de cumpărarea CD-urilor cu muzică clasică, da? Și ce a decurs de aici și ce pocinoage a făcut el. Exact. Cum adică, s-a încurcat viața. Exact. Deci găsim și umor, mult umor în felul în care el își povestește viața și împărtășește cu noi experiența lui de viață, dar și experiența profesională, și căldură. Deci îl simțim în cărțile sale ca pe un, ca pe un prieten. Așadar, Mitul Normalității. Și data viitoare și Minți Împrăștiate, mi-am notat aici, neapărat trebuie să discutăm și despre această carte. A fost o plăcere, vă mulțumesc tare mult pentru prezență și mult succes pentru, iată, lansarea cărții și la eveniment. Mulțumim. Poate veniți după să facem așa o analiză a evenimentului și a tot ce s-a întâmplat. Sigur. Vă mulțumesc. Dragii mei telespectatori, vă mulțumesc și vouă pentru atenție. Iată, Alături de tine s-a încheiat aici. V-am spus eu doar ce începusem să cred, că mai am încă vreo 30-40 de minute, dar întrebările care au rămas nepuse, data viitoare îi prind aici pe restanțieri și ne revanșăm. Sunt Alina Iloi Mureșan și vă dau întâlnire în fiecare luni, marți, miercuri și joi, începând cu ora 18, aici, la 7 TV. O seară frumoasă vă doresc! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.